Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Ciornei Bogdan de la CIB Real Imobiliare și astăzi ne aflăm în cartierul militar, mai exact în complexul rezidențial Rotar Park 2, unde scot o proprietate de vânzare. Este vorba de un apartament cu două camere. Haideți să vă arăt un pic unde ne aflăm ca să vă dați seama. Suntem pe drumul Osiei 1828. Atenția, nu se confunda cu Militar Residence. Aici este sectorul 6. Avem metro pe partea vis-a-vis de complex, iar în față este McDonald's, arabesc. Trecând de McDonald's avem clădirile de birouri Westgate, unde acolo regăsiți o sală de fitness și o piscină descoperită. Până la metrou sunt 12 minute de mers real, da? În această direcție, la parterul blocurilor, în acest complex rezidențial, găsim supermarket la 2 pași, laborator de analize Regia Maria, Spy Kebab, pizzerie și kebab. De asemenea, regăsiți și un barbershop. În acea direcție este sala de fitness de gym, pe o suprafață de 1000 de metri pătrați și este deschisă non-stop. După metro avem Militar Shopping Center cu centrul comercial Ocean. Da? Iar în acea direcție există și Kaufland, 600 de metri. Accesul în complex este restricționat de bariere cu LPR, asta înseamnă recunoaștere automată a numărului de înmatriculare, da? O să vă măresc un pic să vedeți. Mergem să vă prezint un pic interiorul complexului, după care mergem în apartament. Am revenit din complex. Complexul este format din două blocuri. Prima fază construită în 2021, iar faza 2, unde avem și proprietatea de vânzare, este construită în 2022. Aici sunt locurile de parcare pentru vizitatori, cu acces limitat 6 ore, aveți voie să parcați aici. Complexul mai deține și o parcare supraetajată, da, parcare acoperite. Există camere de supraveghere video în tot complexul, la fiecare intrare în bloc, la fiecare intersecție din complex. Acesta este părculețul, da? Un părculeț superb, unde au lucrat mulți arhitecți peisagiști. Multă, multă verdeață, multă liniște. Gândiți-vă cum este să ieșiți aici să vă beți cafeluța. Există coșuri de gunoi, chiar și cu scrumiere montate, totul verde, băncuțe de relaxare, zonă de joacă cu leagăne și topogane pentru copii. Ok, în proprietate apartamentul deține și un loc de parcare la nivelul blocului sub bloc. O să mergem să vedem un pic locul de parcare, revenim cu scara blocului și după aia cu apartamentul. Am revenit cu locul de parcare, cum ziceam, este la baza blocului exact, sub bloc, nu vă ninge mașina, nu vă plouă, da? Haideți să vedem holul blocului și după aia mergem în apartament. Nu v-am specificat, apartamentul este la etajul 9 din 10. Revenim și cu scara blocului. Din ce ziceam, uitați, camere de supraveghere peste tot. Haideți să intrăm în bloc. Aici avem pe cutiile de scrisori, avizierul, holul are intrare dublă, atât prin fața blocului și se poate intra și prin spatele blocului. Haideți să vedem lifturile. Da, două lifturi, acesta sunt eu și vă salut cu respect. Liftul este de la Valcris. Super rapid și foarte silențios. Haideți în apartament. Am revenit din apartament. Ce mai trebuie să știți? Contoarul de gaze este la intrarea în apartament.
Contoarele de apă, apometrele sunt aici pentru apă rece, iar contoarul de energie electrică se află unde este parcarea la subsolul blocului. Să facem o mică recapitulare. Avem un apartament de două camere de vânzare, o proprietate luxury, o să vedeți în video ce urmează. Are o suprafață utilă de 45 de metri pătrați, este la etajul 9 din 10 în complexul Rotar Park 2 sector 6, a nu se confunda cu Militar Residence. Și haideți să începem prezentarea. Avem living în față, dormitor, baie și aici ne aflăm în hol. Haideți să începem cu livingul, cea mai importantă cameră. Ce trebuie să știți, că acest apartament este mobilat luxury, este un apartament pentru pretențioși. Tot mobilierul din casă este de la The Hog. Da? Avem aici o canapea extensibilă, dar este de o persoană. Un televizor diagonală mare 4K QLED Philips de 139. Aici acest fotoliu tip balansoar este superb. Vreau să-l vedeți și aici în spate ce detaliu are. Mobilierul aferent de bucătărie, deci avem living, e un living open space cu bucătărie. Combina frigorifică, plită pe gaz, cuptor electric, hotă telescopică de la Pyramis. Avem și mașină de spălat Beko cu programare de la distanță prin wireless, cuptor cu microunde Beko. Proprietarul a zis că vă lasă și acest expresor de cafea. Și aici avem incorporată centrala termică în condensație cu consum foarte mic de gaz și energie electrică, Ariston. Și avem și un aer condiționat marca Beko de 12.000 de BTU. Dacă toți suntem aici, haideți să vă arăt balconul. Balconul este deschis cu o vedere liberă superbă. Da, uitați ce priveliște liberă. Cum ziceam, Westgate-ul este vis-a-vis, acolo unde avem sala de fitness și piscina descoperită. Și metroul de aici, practic, avem 10 minuțele de mers pe jos, chiar de la scara blocului de aici din spate. Restul vi le-am făcut în prezentarea de afară. Haideți să vedem dormitorul, holul și baia. Dormitorul, da? La fel, mobilier The Home. Pad de 1,60 m x 2 m cu spațiu de depozitare de desubt patul, este din catifea. Da? Este superb. Un televizor marca Philips, diagonală 101, la fel smart. Avem aici un dressing cu două uși. Perdele draperii la fiecare încăpere. Holul. Aici avem un taburet cu cuier pentru hainele de zi și acest dulap pentru depozitare. La fel, pantofar. Internet, cablu de la Digi, sunt cei mai buni în zonă. Și a rămas baia. Baia este cu cadă, ventilator de extracție pentru mirosuri, aburi, umezeală. Toate bateriile sunt groche, foarte, foarte silențioase. Haideți să vedeți baia așa. Un 360, un calorifer tip prosop, de menționat că ușile toate sunt de la Porta Dors, da? Ok, eu am fost Ciornei Bogdan de la Cibruial Imobiliare și vă aștept să beneficiați de luxul acestei locuințe. O zi bună!